Locuințele sociale din zona Ciocârlău sunt finalizate în proporție de 95%, astfel încât la sfârșitul lunii aprilie ele pot fi date în folosință. De asemenea, vor fi definitivate lucrările la locuințele din zona Narciselor. Lucrările au fost întrerupte pe parcursul iernii, iar acum vor fi reluate, astfel încât la sfârșitul semestrului întâi să fie definitivate atât investițiile de bază, cât și cele privind utilitățile. Vor demara lucrările întrerupte, cum am spus, pe parcursul iernii. Este vorba de utilitățile în zonele în care se realizează locuințele sociale și locuințele anele. Este vorba de cele două zone de dezvoltare, zona Narciselor și zona Ciocârlău. Noi dorim ca până la sfârșitul primului semestru al anului să definitivăm atât investițiile de bază, respectiv realizarea locuințelor, cât și utilitățile, respectiv alimentarea cu gaze, cu apă, energie electrică și realizarea canalizării. Odată cu finalizarea acestor lucrări, se vor pune la dispoziția Târgu Jienilor, în căutare de locuințe, 64 de garsoniere în cele două blocuri din zona Ciocârlău, alte 8 pavilioane, a câte 6 garsoniere în zona Narciselor și tot aici alte 160 de unități locative anele, din care 64 de apartamente cu două camere.